va avea loc un concurs de frumusețe. Oh, oh da, toată școala va vorbi despre noi. Nu voi câștiga niciun concurs arătând așa. De ce mi-am făcut speranțe? Alice, poți să mă mănânci acum? Scuze, Alice, du-te și găsește pe altcineva pe care să-l ronțăi. Nici gând! O să mănânc prânzul oricum. Elsa, vine cu mine! Acum, Elsa, ești pregătită pentru asta? Atunci urmează-mă! Ce? Ha! A funcționat! E atât de frig aici! Bine, te rog, ajută-mă cu transformarea! Nu mă face să râd, ratat-o! Nu o mai necăji, Alice! Nu-ți face griji, amice! O să te ajut! Dar mai întâi, să vedem pagubele! Cercăne uriașe sub ochi! Acnee, mustață. Da, ești o adevărată tocilară. Oh, nu, asta nu pot fi eu, nici vorbă. Bine, o să te ajut. Dar mai întâi e timpul pentru prânz. Oh, da, era să uit. Hei, unde a dispărut toată gheața? Bine, ce se întâmplă cu tine acum? Nu o să devin niciodată regina frumuseții. O, sărăcuța, haide, descarcă-te! Ha, mulțumesc pentru asta, amice! Îmi plac băuturile reci, știi? Da, da, suntem aici pentru tine! Ce facem acum, fetelor? Mai întâi să ne ocupăm de cearcăne! E bine că avem niște gheață aici! E foarte revigorant, nu? Oh, nici măcar nu am început bine! Nu-ți face griji, dar... Trebuie să scăpăm de coșuri. Nu-ți face griji, o să fie bine. Haide! Am făcut tot ce am putut. Uită-te și învață, surioară. Wow, n-am mai văzut așa ceva. Ei bine, cum arăt? Privește, Maybe. Ha, da, ești perfectă acum. Ha! Asta e contagios. Oh, nu, fața mea e impecabilă. Cineva să repare asta. Bine, așteaptă! Vom rezolva asta cu un aspirator de pori! Fiu! Am revenit la normal! Oh, ești atât de drăguț! Prințul meu prețios și fermecător! Oh, e momentul perfect pentru cină! Au, auci! Au, au, au! Elsa, nu te mai juca cu lupa! Avem nevoie de ea pentru transformarea ta! Of! Atât de mult păr facial! Wow! Chiar a funcționat! Acum e timpul pentru concursul de frumusețe! Nu, nu! Nu când sprâncenele tale arată așa! Oh, Maybe, ești uimitoare! Putem în sfârșit să ne luăm adio de la mustață! Oh, transformările sunt atât de epuizante! Privește această bombă de baie sângeroasă! Până la urmă, singurul lucru mai bun decât o baie fierbinte... Este o baie fierbinte cu spumă! Oh. Alice, unde ești? Oh, o baie! Da, pare o idee grozavă! Oh-oh! Hai să ne răcorim puțin! Hehe. Perfect! Bine, Elsa! Ai mers prea departe! Ups! Greșeala mea! Da, e baia mea! Bine, să facem asta! Ha! Cineva, ajutor! Bine, Alice, calmează-te! Poți să faci asta! Fiu, am reușit! Oh, tocilara va plăti pentru asta! Wow, uită-te la toate lucrurile astea! Oh, ce-i asta? Ha, ha, hapciu! Iu, dezgustător! Dați asta jos de pe mine! Din nou cu asta, Elsa! Ei bine, nu a fost vina mea! Oamenii pot strănuta, știi? Nu-ți face griji! O să repară! Ești bine, surioară? Nu-ți face griji! Suntem aici! O pierdem, Alice! Ar trebui să o transform într-un vampir? Să încercăm mai întâi resuscitarea! Poate ar trebui să o mușc? Poate respirația gură la gură va ajuta, dar nu pot face asta! Gata! O mușc! Ei bine, Elsa, acum ești nemuritoare! Sunt un vampir acum?
Nu-ți face griji, e foarte distractiv. Acum că s-a rezolvat asta, să spălăm dinții. Și să începem! Ei bine, cum arăt acum? Absolut strălucitor! Privește rețeta mea minunată de mască pentru față! Hapciu! În sfârșit încep să învăț! Să adăugăm ingredientul final! Oh, nu-i rău deloc, Elsa, dar îi lipsește ceva! O să-ți placă această mică adiție! Bine, suntem aproape gata! Tot ce mai trebuie este să amestecăm! Acum vino la mama! Ha! Ha, ești așa fricoasă! Alice, din nou? Serios? Bine, surioară, vreau să încerci asta! Wow! Oh-oh, ceva nu e în regulă! Ha! E un flăcări! Doar rezistă, Elsa! Ah, transformările sunt destul de periculoase, ha? Oh, nu e totul rău, Elsa! Privește! Oh! Pielea mea e perfect de netedă acum! Așează-te și fă-te confortabil! Ce vom face? O să spălăm părul, desigur! Să facem asta! Nu poți să ai niciodată prea mult șampon! Ha, avem o mică furtună de zăpadă aici! Hai, Alice! Prinde! Maybe! Oh, nu te supăra! Hai să ne jucăm! Oh, vezi tu acum! Sunt maestră la luptele cu bulgări! Oh, puteți să vă opriți amândouă? Oh, e grindină! Ei bine, sunt pregătită să continui! Hei, ce s-a întâmplat cu voi două? Ah, îmi pare atât de rău, fetelor! Voi ajuta! Sunteți bine? Alice, ai ceva pe tine aici? Nu-ți face griji, Maybe? Stai nemișcată și-ți vom aranja părul! Wow, ești foarte bună la asta! Ha, ei bine, voi două ați fost profesoare grozave! Wow, putem face roz, te rog? Bună idee, surioară! Oh, știu cum să fac asta! Ups! Ești bine, Elsa? Nu mă așteptam la asta! Liliacul ăla a venit și a distrus totul! Nu-ți face griji, vom rezolva asta! Pudra ne va ajuta! Și tu dormești pe drumul tău, bine? Hei, ce se întâmplă cu voi două? Bine, Elsa, nu te mișca! E timpul să lucrăm la nasul tău! Au! Mă doare! Oh, e o idee minunată, surioară! Hai să adăugăm puțin sclipici la ochi! Exact așa! Wow, mă simt atât de regina acum! Am o surpriză pentru tine, Elsa! Oh, asta e pentru mine? Aha, acesta! Deci, cum arăt? De milioane! Mulțumesc pentru ajutor, fetelor! Dar am uitat complet de ținuta mea! Oh, sărăcuța! Bine, Elsa, o să te ajutăm! Știu exact ce să fac! Du-te și alege ce vrei! Acum să nu mai pierdem timpul! Grăbește-te și pune asta pe tine! Oh, nu arată bine! E și mai rău decât ce purtam înainte! Bine, doar liniștește-te! Oh! Oh, nimic nu te mulțumește! Iată! Oh, Alice, ești un geniu! Nu-ți dau rochia mea! Ei bine, nici nu o cer, amice! Du-te și probează, Elsa! Oh, mulțumesc mult, surioară! Sunt în sfârșit pregătită! Ești cea mai bună, Alice! E timpul să mă alătur concursului! Poți face asta, surioară! Și coroana merge la... Hei, nu poți să apare așa aici! Ce crezi că faci? Coroana merge la Elsa! Și sângele tău merge la mine! Nici nu mă plătesc destul pentru asta! Poftim, Elsa! Yay, am reușit! Ce? Deja s-a terminat? Ei bine, felicitări! Ești cea mai bună, Elsa! Putem avea autograful tău? Hei, aveți grijă! Ha? Ce e asta? Te-am avertizat cu privire la asta, Elsa! Zăpada nu e de jucărie! Cred că te-am pierdut cu adevărat de data asta!
Domnișoara Ena, sora ta trebuie să se odihnească. O poți vedea din nou mâine. În plus, aproape că e ora cinei mele. Bine, Elsa, suntem în sfârșit singuri. Aștept cu nerăbdare acest festin. Este gheață? Nu e corect. Wow, aproape mi-ai înghețat colții. Ei bine, ne vedem mai târziu, Elsa. Hei, soro, m-am întors. Ce se întâmplă aici? Te simți bine? Sunt absolut bine, soro. Ochii tăi. Cât timp am dormit? Oh, mă mănâncă groaznic. E timpul pentru cină, domnișoara Elsa? Oh, ești chiar la timp. Bine, hai să vedem. Tești de ovăz? Dezgustător. Asta arată mai bine. Să răcim puțin aceste chestii și... delicios! Nu credeam că voi mânca înghețată la cină vreodată. Ce face aici, domnișoara Elsa? De unde ai luat înghețata asta? E sânge? Nu te mișca! Ai putea cădea așa! Acum e mai bine! Dar cum ai... M-am întors, Elsa! Astăzi avem ceva delicios pentru cină! Bine, cred că am terminat! Hei, sunt alergică la usturoi! Ce s-a întâmplat acolo? Fără usturoi de acum înainte! Elsa, ce faci acolo? Acesta este frigiderul nostru! Ieși de acolo! Imediat, Elsa! Bine! Mi-e încă foame! Am să am grijă de asta, soro! Este cineva acasă? Ați comandat o pizza, nu? Exact! Ia asta! Păstrează restul! Arăți atât de... apetisant astăzi! Cineva! Ajutor! Nu scap, prietene! Am nevoie de sânge! Elsa, nu poți face asta! Curierii nu sunt de mâncare! Te eliberez, prietene! Dar mai bine fugi cât poți de repede! Unde e? L-ai lăsat să plece, Ena? Sunt perfect calmă! Bine, am terminat aici! Au, a durut! Mi-ar trebui un plasture acum! Oh, nu e nevoie! O să te ajut eu cu sângele acela! Ha, stai departe! Nu mă vei prinde! Deschide ușa, Mia! Nu, nu o voi face! Nu, te rog, nu mă mânca! Nu o să o fac! Am nevoie doar de puțin sânge! Te rog, prințesă, controlează-te! Aha, asta e exact ce am nevoie! Vin după tine, Mia! Nu ar trebui să ai mari speranțe, domnișoara Elsa! Asta e sare? Cum îndrăznești să folosești sare împotriva mea? Acum nu mă poți atinge! Încearcă să mă muști, hai! Bine, Mia, tu ai vrut asta! Îngheț aici! Oh, dar uite ce am aici! De ce nu te încălzești un pic? Oh, și mulțumesc pentru masa asta! Mia, unde ești? Cineva a făcut o dezordine mare în camera mea! Ai văzut-o pe menajera noastră pe undeva? E chiar aici! Mia, ești bine? Sunt bine, domnișoara Ena! Aproape gata! Elsa, aproape gata! Elsa, aproape mi-am bătut recordul personal! Uită-te la asta, în schimb! M-am înscris pe Tinder pentru vampiri! Nu asta! Tu ai nevoie de transformare, prietene! Bine, a treia oară cu noroc! Wow, atât de drăguț! Îi trimit un like! Cred că suntem o pereche potrivită! De ce nu ieșim la o întâlnire? Sigur, prințesă! Aștept cu nerăbdare! Așa arată ascunzătoarea vampirului, ha? E timpul să trecem la treabă, dar mai întâi am nevoie de o deghizare. Arăți bine, prietene? Așteaptă! Acum nu e momentul pentru fast food. Acum aș putea folosi asta. Prințesele ar trebui să aibă coroane. Nu ne putem permite să ieșuăm aici, Ena. Denis o să fie aici în orice minut acum. Oh, iată-l! Salut! Mulțumesc, sunt frumoase!
Dar ce e asta? Usturoi! Nu ești cu adevărat un vampir, nu-i așa? De fapt, urăsc vampirii. Nu scap cu asta, mincinosule! O, da? Cine mă va opri? O să te fac să-ți pară rău că te-ai pus cu mine! Asta e intens! O să plătești pentru asta, vampirule! Aproape am terminat aici! Nu! Castelul meu de cărți! Tu ai făcut asta! Nu am vrut! Te rog, lasă-mă să plec! Ești pedepsit, domnule! O, Ana, ce m-aș face fără tine? Vei sta aici și te vei gândi la ce ai făcut! Bate palma! Acum ești tot al meu, prietene! Oh, mă plictisesc așa de tare! Oh, acum asta e interesant! Un concurs de prințese, ha? Ei bine, hai să vedem! Aici se fac selecțiile! Nu vă faceți mari speranțe, fetelor! Acest prinț o să mă aleagă pe mine! Oh, e rândul meu acum! Sunt pregătită, prințul meu! Scoate-ți pantoful! Oh, nu! Nu vei face asta! E timpul să-ți arăți coada, Ariel! Gărzi! Avem un trișor aici! Nu! Pot să fac asta! Hai! 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 Îmi pare atât de rău, prințul meu! Cred că ăsta nu e destinul meu! Bine! Cine e următoarea? Oh, da! O să trec cu bine prin asta! Nu o să reușești! Nu ești în Liga ta, Rapunzel! Oh, asta pare dificil, dar o să te ajut cu asta, prințesă! Ce? Dar știu că e pe măsura mea! Mă străduiesc, dar cred că asta nu e povestea noastră! În fine, bună! Sunt Elsa și ăsta e pantoful meu! Oh, ești frumoasă! Dar ești un vampir! Oh, cu tine e mereu la fel! Aduceți-mi inima acestui tip pe un platou! Aha. După cum poruncești, prințesa Elsa! Bine făcut! Și bună dimineața, prințul meu! Sunt atât de frumoase! M-ai lăsat să te duc la o întâlnire? Ah, înghețată! Mâncarea perfectă pentru micul dejun! Ah, colții mei! Nu pot să fiu un vampir fără colți! Bine, trebuie doar să cer ajutorul zânei măseluță. Sunt sigură că o să apară în curând. Bine, cine e norocoasa care a pierdut un dinte? Eu sunt și trebuie să mă ajuți. Te rog, reparăm colții. Oh, doar un moment. Haide, alege orice model vrei. Dar, am epuizat colții de vampir, așa că... Nu-ți face griji, Elsa. Am colții perfecți pentru tine. Reci și înghețați, exact pe stilul tău. Ei bine, cred că o să încerc. Deci, cum arăt? Uită-te la tine, ai colți de gheață. Oh, internetul o să adore asta. Hei, Elsa, îmi permiți să fac o poză cu tine? Oh, nu, nu va funcționa fără colții mei. Oh, prințesă, astăzi nu primești sânge. Hei, dă-l înapoi! Nu cred că o să fac asta! Tu, vino încoace! La mulți ani, soro! Ești pregătită pentru asta? Atunci grăbește-te și pune-ți o dorință! Hai, amice, poți face asta! Scuze! Iată înlocuitorii pentru aceea, soro! Încearcă-i! Între timp, trebuie să am grijă de asta! Bine ai revenit, Anna! Wow! Mă simt atât de tânără acum! Hei, despre ce e vorba aici? Acum sunt ai mei! Ce ai făcut, Anna? Arăt ca un cerșetor acum! Oh, pur și simplu iubesc aurul! Bine, soro, urmează-mă! Când restul orașului adoarme, zombii se trezesc. Jack era o potrivire perfectă pentru ea. Oh, o să întârzi! Nu-mi permit să ratez întâlnirea asta! Ah, bine. Nu mai e nevoie de asta. Insectele nu sunt foarte romantice. Acum, unde e Jack? Hei, frumoasă! Oh, da! Deci, Jack, ți-a fost dor de mine? Jack chiar a uitat de mine? Cred că zombii nu sunt chiar populari.
Iată comanda ta, doamnă. Te rog, poftă bună. Moartea nu m-a ajutat deloc. Nu intra în panică. Am o idee care ar putea ajuta. Arată suspect. Uită-te la toate aceste produse de frumusețe. Wow, e un adevărat tezaur. Și acum e totul al meu. Doar așteaptă, Jack, vom fi împreună curând. De îndată ce îmi fac transformarea totală de zombie, stai puțin. Unde-i cutia de frumusețe? Aici erai. Bine, să nu pierdem timpul. Hai să facem asta. Am o treabă dificilă în față. Se pare că Julia a avut o mică defecțiune. Să punem acea limbă înapoi unde este locul. Până acum totul e bine, dar pentru a scăpa de acele coșuri urâte, va trebui să depunem mai mult efort. E bine că Julia nu se teme de o provocare. Ne trebuie pensete pentru asta. Nu scap de mine. Acum te-am prins. Nu-i rău. Să nu crezi că am uitat de tine. Vino aici. Bine, e timpul să termin aici. Nu mai ești binevenit. Du-te și caută-ți alt loc. Să scoatem aspiratorul pentru pori. Aceste coșuri vor dispărea complet imediat. Am făcut o treabă bună. Pielea noastră e acum mătăsoasă și netedă. Bine, e timpul pentru o mică pauză la cinema. Așteaptă! De ce nu pot să aud nimic? Bine, asta e o problemă. Cred că ar trebui să am grijă și de urechi. Și cred că există un instrument perfect pentru asta. Grozav! Exact ce-mi trebuie! Ei bine, să facem asta! Hei, ieși de acolo odată! Fiu, ar trebui să fac asta mai des. Cred că voi găsi o utilitate pentru tine. Această criptă are nevoie de o mică notă personală. Dar ce e în regulă cu părul meu? Pleacă de aici! E capul meu și nu ești invitat! Frumos! Îmi e deja foame! Acum tu! Ce bun! Știu, de ce să nu te încălzesc puțin? Asta sigur va îmbunătăți gustul! Hei, vrei puțin? Nu! Cum vrei tu! Dar pierzi ceva bun! Dar, încă trebuie să fac ceva cu părul meu. Nu mă mir că am fost lăsată baltă arătând așa. Dar cum pot să repar asta? O țeavă! Exact ce-mi trebuie! Acum cripta noastră are și apă curentă! Aproape am terminat! E chiar caldă! Da, am uitat complet de șampon! Mulțumesc, prietene! Acum putem să ne spălăm în sfârșit părul. Dar asta nu e destul de convenabil, nu? Da, trebuie să continuăm și să curățăm tot scalpul. Șamponul acesta curăță totul. Frumos! După o spălare temeinică, ar trebui să ne uscăm părul. Și apoi, în sfârșit, îl putem încerca din nou. A funcționat! Părul nostru e ca nou acum. Ei bine, acum asta e o idee. Dă-mi oasele acelea. Acum sunt ale mele. Am nevoie de ele pentru coafiura mea. Hei, mâna mea! Dă-mi-o înapoi imediat. Nu mai fura niciodată părți ale corpului meu. Dacă nu aveți un bigudiu, folosiți oase în schimb. Și voilà! Noua coafiură e acum completă! Julia are gusturi foarte specifice la literatură. Dar să mănânci orice va fi o provocare cu dinții aceștia. E timpul să avem grijă de igienă dentară. E pentru mine? Pentru ce? Înțeleg! Nu pot să las pe Jack să vadă starea dinților mei. Hai să rezolvăm asta. Aplicăm pasta de dinți și... Da! O periuță de dinți nu va funcționa aici. Trebuie să apelăm la măsuri mai hotărâte. De ce să nu avem niște dinți noi? Mulțumesc! Chiar aveam nevoie de ei. Acum e mai bine, curat și frumos. Nu fi trist! Poftim, poți să iei dinții mei vechi. Ei bine, ce părere ai? 10 din 10 e corect. Mă simt rușinată. Acum să vedem cele mai recente tendințe în modă. Ce interesant. Se pare că un ton uniform al pielii e foarte important. Tot ce-mi trebuie este o porție sănătoasă de cretă. Doar așteaptă, Jack. Te vei îndrăgosti din nou de mine. Hai să vedem dacă a funcționat. Nu-i rău. Dar acest păr îmi strică starea de spirit.
să scăpăm de el. Tot ce ai nevoie este puțină ceară și câteva insecte otrăvitoare. Încălzește-le, amestecă-le bine și ești pregătită pentru tratament. Acum aplicăm amestecul pe mustață și sprâncene. Și nu fi zgârcită cu el. Nu există să epilezi prea tare. Smulge ceara, părul va pleca cu ea. Fața mea! Am nevoie de fața mea înapoi! Pentru Jack! Au! Puh! Mă simt din nou eu însămi! Ar trebui să lucrez și la machiaj, așa că o să împrumut asta, bine? Omule, chiar sunt deșteaptă, nu? Și în curând voi fi și frumoasă? Cum să le folosesc eu pe acestea? Ok, internet! Wow! E destul de interesant! Îmi place! Mulțumesc, surioară! Asta merită un like! Dar pentru moment o să le țin! Se pare că machiajul e chiar ușor! În primul rând, ai nevoie de niște șabloane și foarte strălucitor! Totul bine! Acum să ne îmbunătățim aspectul! Pietrele prețioase sunt de ajutor! Dar asta nu e suficient pentru Julia! Ea are nevoie de mai mulți clipici! Mult mai mult! Și acum, pentru cea mai importantă parte, aplică eyeliner! Felicitări, Jules! Acum e timpul să lucrez la buzele mele! Iată un alt truc util pentru tine! Folosește un bețișor pentru a trasa conturul rujului! Și apoi, un ultim detaliu! Pudrează-ți nasul! Iarăși asta! Vino înapoi! Ești ochiul meu preferat, știi asta! Unde ești? Te voi găsi mai devreme sau mai târziu! Nu scap! A fost ăsta ochiul meu? Ce ghinion! Bine, am nevoie de un ochi nou! Bună, ce coincidență să ne întâlnim aici! Poți să-ți împrumut un ochi? Mulțumesc! Minunat! Pot vedea din nou! Wow! Lucrurile încep să arate în sfârșit bine pentru vechea Julia! Hainele mele sunt pur și simplu... Ce vrei? E atât de grijuliu din partea ta! Cred că o voi alege... pe aceasta! Mulțumesc! Ești un adevărat prieten! Totuși, ai dreptate! Aș putea folosi și acestea! Accesorii pentru cap, ha? O vreau pe aceea! Acum întoarce-te! Trebuie să le probezi! Îți place noul meu look? Mie nu! Tu, pe de altă parte, arăți bine! Cred că e momentul să înveți cum să împarți cu ceilalți! Jack! Ți-a fost dor de mine? Ești chiar tu, Julia? Arăți bine! Nu cred, Jack! Așa că stai departe de mine! Hei, bună, prietene! Iubesc insectele pe care le mănânci! Deci, cum ți-a fost viața de apoi? Ți-e foame, ha? Hai, răsfață-te! Mulțumesc! Arată destul de bine! Rapunzel, iubirea mea! Prințul Nicolas, în sfârșit! Te-am așteptat atât de mult! Bine ai venit în turnul meu! În locul tău aș mai renunța la dulciuri! Asta e pentru tine, iubito! Wow, ce frumos! Prințul meu! Îmi pare atât de rău! A fost un accident! Vei merge la închisoare! Nu încerca să faci ceva amuzant! Vei respecta regulile cu strictețe. Dar asta... Bine. Cred că a ascuns ceva. De ce să nu verificăm? Știam eu. Nu poți avea încredere într-o prințesă. Și celelalte domnișoară. Nu va trebui să gătești în spatele gratiilor. Simte-te ca acasă, Rapunzel. Din nou cu asta, Elsa? Nu sunt trucurile mele cu gheață cool? O să regreți asta. Nu îmi pasă de magia ta. Deci mai bine nu mă supăra. Bună, sunt Elsa. O clipă. Încântată să te cunosc. Sunt Rapunzel. Cine a amenajat acest loc plictisitor? În fine, pot repara asta. Am putea folosi puțină zăpadă aici. Până acum e bine. Ador asta. De ce să ne oprim aici? Surțurii sunt mereu la modă. De unde au apărut toate aceste flori? Ce miros plăcut! Bună, Olaf! Ne reîntâlnim, nu?
Sunt atât de bucuroasă să te văd. Cum ți se pare noul meu castel? Atât de frig! Nu vreau să pad aici. Numai junglă tropicală pentru mine. Pot să decorez și eu, știi? Ha, absolut magic! Aha, aici erai! Mi-ai lipsit! Bine, și încă ceva, nu doar atât. Ah, unde ești? Nu scapi! Fiu, a mers! Bine că nu te-am pierdut! Oh, dar am uitat de leagăn! Să începem! Perfect! Și acum urcă! Minunat! Totul e exact cum îmi amintesc! Sunt pregătită acum, prințul meu! Vino și salvează-mă! Dragostea noastră va fi eternă! Ce se întâmplă acolo? Înțeleg! Prințesa visează iar cu ochii deschiși! Rapunzel, trezește-te! Iu, ia asta de pe mine! Ar fi bine să-ți amintești, prințesă! Ai văzut asta, Elsa? Albă ca zăpada este avocat acum? Ei bine, pare de încredere! Atunci să trecem la treabă, Rapunzel! Chiar avem nevoie de un avocat unde suntem! Bine! Suntem blocate în închisoare! Salvează-ne, albă ca zăpada! Nu vă faceți iluzii, fetelor! Eu decid cine pleacă și cine rămâne aici! Hei, ce se întâmplă aici? Nu scapi cu asta, piticule! Înapoi la închisoare cu tine! Oh, cum ai făcut asta? Nu scapi de mine! Nici să nu încerci! Ești rapid, trebuie să recunosc! Dă-mi înapoi cheia, bine? Și înapoi la închisoare cu tine! Stai! Este imposibil! Cum faci asta? De ce sunteți atât de mulți? Nu pot să cred! Sunt avocatul acestor domnișoare și am venit să vă ofer o înțelegere! Bine, poți să-ți iei micul prieten înapoi! Și mai e ceva! Bine, bine! Hai, domnișoară, nu fiți zgârcită! Sunteți libere să plecați! Albă ca zăpada, aici! Oh, am rămas fără bani! Dar cum rămâne cu noi? Ai promis! Scuze, fetelor, nu pot face nimic! Eu, ce este asta? Nu-mi vine să cred! E peste tot! Oh, săracul meu păr! Stai! Ăsta nu e părul meu! Rapunzel? Cred că ai pierdut ceva! Mulțumesc, surioară! Exact la timp! Trebuie să termin ceva de tricotat! E propriul nostru teren de tenis! Asta e minunat, surioară! Întâmplător am și eu minge aici! Hai să jucăm! Pasează-o mie, Elsa! Uhu! Prinde, surioară! Ah, urăsc să pierd! Să vedem dacă îți place asta, Rapunzel! Știam că o să-ți placă! Prinde-o! Ah, ce s-a întâmplat? Ia o pauză, dragă! Îți țin eu locul! Ești pregătită, Elsa? Îți spun de acum, sunt foarte bună! Da? Ei bine, nu-mi pasă! Visez să mă învingi! Wow! Nu știam că tenisul poate fi atât de periculos! Ai pierdut, prințesă! Cred că e rândul măreței Maleficent! Îți voi arăta cum se face! Ha-ha! Nu mă vei păcăli! Mai vedem noi! Ha! Închisoarea poate fi distractivă! Oh, hai, Maleficent, hai! Uite, Elsa, putem ieși pe aici! Urmează-mă! Unde crezi că te duci? Meciul nu s-a încheiat! Întorceți-vă pe poziții și hai să continuăm să jucăm! Ora cinei, fetelor? E felul meu semnătură șef Maleficent! Sper să vă placă tocănița de șobolan! Oh, da, nu putem uita de condimente! Este atât de delicioasă! Sunt sigură că o să vă placă! Ce? Ați ajuns aici deja? Ei bine, prințeselor, stați la coadă! Am pregătit o surpriză delicioasă pentru voi! Miroase bine! Omule, mi-e așa foame! Aveți răbdare! Trebuie doar să adaug cireașa de pe tort! Poftă bună, Rapunzel! Blea! Chiar e comestibil? Trebuie să încercați, fetelor! Pare bun! Putem avea și puțină sare? Desigur, doar o clipă! Haide, Rapunzel, drumul e liber! Ha, am găsit-o! Unde sunteți? Încercați să fugiți iar? Vă găsesc eu mai devreme sau mai târziu! Acum putem avea în sfârșit mâncare adevărată! Kellner! Oh, abia aștept să gust un hamburger din nou! Comanda voastră, doamnelor! Cătușe? Nu am comandat asta! Oh, nu! Nu, te rog! Tocănița voastră se răcește! Spuneți a... Veți sta aici pentru totdeauna, prostuțelor! Sunt cu ochii pe voi! Oh, cred că am nevoie de o deghizare! Acum e mai bine! Să nu vă mișcați, prințeselor! Asta e șansa noastră, Rapunzel! Te bagi? Sigur că da, surioară! Bine, ai grijă! Poți face asta! A mers! Șt!
Acum trage! Hai, puțin mai mult! Aproape! Lucrăm aici, la o parte! Suntem în pericol, surioară! Cine este acolo? Sunt cu ochii pe voi! Ce faceți aici? Voiam doar să ne relaxăm puțin. Bobo, meriți o recompensă pentru asta. În ceea ce vă privește, mai bine să nu mă mai enervați. Ei bine, Bobo, ești promovat în funcția de ofițer. Cum te simți, surioară? Elsa, fă ceva! Am o idee. Magia mea de gheață nu m-a dezamăgit. Libertatea este aproape a noastră. Ce e asta? De ce este așa de cald deodată? Fiu, nu mă simt în largul meu aici. Gata cu trucurile, dragă. Zăpada interzisă aici. Ha, mă topesc. Elsa, nu poți renunța acum. Oh, dar unde e cheia ta? Uite, aici este, în mâinile mele. Bine ați venit la spectacolul meu muzical sclipitor și înghețat. Vorbești serios, Elsa? Oprește-te acum, chiar vreau să dorm. Oh, nu te mai suport. O să-ți arăt cum sună muzica adevărată. Cum ți se pare asta? Oh, da? Ah! Rapunzel, fă liniște! Cum ți se pare acest fel de magie? Du-te la culcare, Elsa! Și nu scoate niciun cuvânt! Bine, e timpul pentru o mică farsă! Elsa, trezește-te! Apciu! Bulgări de zăpadă, ha? Am o idee! Ajută-mă, surioară! Poți să mai strănuți puțin? Te descurci de minune! Uită-te la toată zăpada asta! Rapunzel, oprește-te! Nu mai e amuzant! Șș! Ce zici de o bătaie cu zăpadă? Crezi că o să-i placă lui Maleficent? Ei bine, hai să vedem! Hai, Rapunzel! Ce faceți voi două? Nu-mi place zăpada! Opriți-vă! Atunci lasă-ne să ieșim de aici! Nu mai vrem să fim închise cu tine! Am mers, Rapunzel! Am reușit, surioară! Oh, infractoarelor! O să plătiți pentru asta! Oh-oh! Avem probleme acum! Ce o să facă? Sunteți terminate, prințeselor! Nu suntem! Fii atentă! Prognoza spune că azi e foarte alunecos! Oh, o să plătiți pentru asta! Ia asta! Oh. Hei, dați-mi drumul! Cineva, salvați-mă acum! Rapunzel, uite, cheile! Să ieșim de aici! Hai, ține pasul! Mai am doar un lucru de făcut, Elsa! Ești sigură? Absolut! Maleficent, ești arestată! Așa că rămâi aici și nu te mișca! Acum să fugim! Cum îndrăzniți să-mi faceți asta? Fiu, am reușit! Mulțumesc, Rapunzel, ești o prietenă minunată! Wow, e timpul pentru vacanța mea! Asta înseamnă că și eu trebuie să plec! Ne vedem la plajă!